Am furat o bicicletă. Scoate mâncare ceva că mi-e foame, de nu mai poți și s-au închis deja. Și am văzut-o pe o tipă cu niște semi și nu știu că mai este pe aici. Zic că mai e, nu mai e. Nu mai e nimic. God damn it. Am găsit ceva. Să lucrez. Nu, Klaus? Ah, ok. Ah. Deci, ghinion. Nici o șansă. We are closed, we are closed. Fuck off. Da, uite, acum suntem în drum spre Eurobike, adică chiar acum intrăm, imediat. Și o să vedeți filmări în curând de aici, cu toate inovațiile, biciclete noi, chestii nebunii. Deci, ne auzim mai încolo. Bye, bye! Ține-te aproape! Bă, ce putere are! Așa-i? I-am luat la test două biciclete de la Stork! N-am mai auzit de ăștia. Sunt două biciclete electrice, full suspension, cu motoare Shimano. Foarte, foarte agile. Foarte puternice. Au doar 3 trepte. Eco. Nu! Mai are una, AUS. A, deci stop. Ok, Eco 3 și Boost. Deci numai 3 trepte. Hai că ne ducem acolo în stânga. Hai să mă bag. Eu cred că e ca pe Tinder, mă, dai swipe left dacă îți place și swipe right dacă îți place, nu? Bă, nu prea place cum arată, mai ales că e electric. Cu Bluetooth, care vedeam cu postul. Nu e aia. Aia. Uite camera acolo. Nu e aia. Aia. Nu e aia. Aia e aia. Nu e aia. Da.
Hai, mă pui prima alta, mă. Eu? Dacă te întreb ceva, spui vas? Varum? Vas? What? Hm? Ce mergi să faci? Tips and tricks cu Marius. Învață chinezii să folosesc o cameră. Îi urmăresc pe ei și filmez pe ei, știi? Ceva de genul. Nu știu ce plan au, dar au fost pe cel mai experimentat om cu filmat. Știi? Așa că cele mai urâte biciclete? Ha? Cele mai urâte biciclete? La Cuna. Lumea întreabă. Nu, nu știu cum să fie. Am luat o raznă. Încercăm să-l protejăm pe Marius, pentru că lumea intră prin față și arată când îl filmează, dar nu prea reușim. Facem un zid aici uman, un gard, da, degeaba. Nu prea e cum, e prea multă lume, mult prea multă lume. Și dacă lumea își lasă trolele în mijlocul drumului, e logic. Da. Da. Și câteva cursiere de la Eddie Merckx pentru fanii Eddie Merckx.
bicicletă care ajunge și la 60.000 de euro. Între 25.000 și 60.000 de euro. Da, chestia asta. Are baterie de 2000 de W oră și motor de 4 kW. Și are 14 trepte de viteză. 14 trepte. Da. Și frânele sunt două discuri de frână lipite, una de alta, prinse una de alta. Deci, da, și pe față și pe spate. Are suspensie electronică. Le poți bloca de la butoane de pe ghidon. Da, catalizator are. Și premiul pentru cel mai urât ghidon merge la mustaș. Cred că la bicicletele astea trebuie să ai mustață, altfel nu ai voie să dai pe ele. Dar de ce designul ăsta la ghidon? De ce? L-am rezolvat de tot. Cerează de... Mergea de spire, nu? Da, nu, dacă nu ești pe fază și nu ești obișnuit, trebuie să te spate, știi? Asta e un pic mai frizant, că e cred că și un pic mai ușoară și nu trebuie de 4 să te bați. Contrarul... De 4? Da, da, da. Nu ești obișnuit cu aceea? Da, împinge așa bine, da. De ce bine, împinge? Da. Îl vedem pe Vlad în acțiune pe bicicleta Payangan. If you take a break right, you move right and you only have to move pedals and you can stop. If I want to take the left hand, I use the left brake, yes. So it's like a tank. Like a tank, yeah. Iată-ne la sfârșitul celei de-a 28-a ediție de Eurobike din Germania, Friedrichshafen. Aici am văzut o grămadă de biciclete și inovații, suntem la a doua ediție, am fost și anul trecut. Sincer să fiu, e cam aceeași mărie, dar cu altă pălărie. Prea multe noutăți nu, standurile sunt cam la fel, peste tot, spuse, aranjate la fel. Mai mergea un om cu mine, care nu știu la câta ediție, Marius? 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 Tu la câte ediții ești? De câte ori ai venit aici? Marius, ești bine? Traume? Traume după cele 4 zile? Ha? Ești ok? Nu. Nu? Nu ești ok? Am văzut stafia. Care stafie? Stafia. Este pur și simplu în spatele nostru stafia. Nu în spatele nostru, gen în spatele lor. A, în spatele lor? Da. La mine este, bă, sper să n-o văd, că de o văd, prima ediție, este primul an în care am venit. Da. Dar n-am mai văzut niciodată cum arată atât de multe biciclete la un loc. Sunt extrem de emoționat. Din păcate am ajuns acum jumătate de oră și mai urmează, cred că mai sunt 20 de minute și se închide totul. Ai venit cu bicicleta până aici, nu? Am venit cu bicicleta până aici la Germania, că nu-mi permit niciodată vreo mașină. Și-o întârziat, câteva zile au întârziat, da? De aici. Da. Văd că ai băieții tăi de aici, din Bulgaria, El Joyu. Da, păi ei mă păzesc, practic. Ei te păzesc, da, aibă grijă de tine. Da, păi nu, dar voi dacă nu știți, în spatele camerei sunt vreo 7-8 oameni, cred că sunt. De fapt sunt 3, dar oricum arată ca și cum ar fi 7-8 oameni, foarte răi. Ei au venit masiv cu mașina în Germania, deci mi-e frică de ei. La mea, primele tale, stai.
Bine, acum lăsând gluma la o parte, tu ești, nu știu, ai venit de a 10-a ediție, de nu cât? Nu știu, la a 4-a ediție sunt, a în 4-a? Teorie, da. A 4-a ediție, da, 4-a. Din 2015. 2015. Din 2015. Din păcate, anul ăsta n-am văzut nimic, nu știu, care să-mi atragă atenția foarte tare. Da, așa spuneam și eu la început, că na, am fost și anul trecut și cam aceleași lucruri. Mai ales că standurile sunt așezate cam în aceleași locuri. Să rămână, doamnă. Nu mare lucru. Nu da. E nimic interesant. Din punctul meu de vedere. Acum la sfârșit, în ultima oră, când am cumpărat de la chinezi, super tare. Am luat bicicleta da, asta, deci dacă nu asta, asta a luat-o el. Nu aia. Bicicleta mea. Cea de acolo, din stânga, da. În spate, și după care, ce am mai luat? Ți-ai luat pentru copil? Ți-ai luat ceva? O remorcuță? Remorcuța asta, da, care arată foarte tare. Și am mai luat niște filipineze, niște tailandeze. Ce mai trebuie la om acolo în casă, știți? Foarte ce... mulți asiatici, tot mai mulți. El a luat. Nu mai zi la nimeni, te rog frumos, nu mai, îmi strici aici filmarea. Mă refer la a luat, la cocă. Aha, ok. Nu știu cine a luat, dar nu știu cine a dat. O secundă, dacă ai fi serios, s-ar uita oamenii la tine da. Și ai ajunge și tu la câteva milioane de subscriberi. Da, nu știu. Dar așa, să... rămâi la nivelul ăla de sute viața de mii. Viața este mult prea tristă ca să fii serios. Asta e deviza mea. Corect. Copii, deviza mea. Viața este prea tristă ca să fii serios. Corect. Oamenii interesați de bicicletele Joy? Nu. Nu? Chiar deloc? Nimeni. Păi, ai stat măcar pe aici? E prea ieftine. Nu am stat, asta e și ideea, că n-am stat. Vrei să vinzi, dar n-ai cu cine. Sunt mai interesat de asta. Bă, da, adevărul e că la ce... Am auzit că tu vrei să faci copil, nu știu, că cu cine ești acum? Ești hai cineva, să... nu? Da, hai să nu dăm în casă, să-l las așa. Bine. Nu, momentan nu. Okay. E ok. Așa. Da. Ce să zic? Văd că lumea pleacă, se închide. Lumea pleacă, da. Și eu plec. Și tu pleci. Îți mulțumesc că te uiți la mine. El este fanul meu cel mai mare. Mi-a spus asta de fiecare dată, de 3 zile încoace de când vine. Sunt fanul tău, dă-mi autograf, dă-mi sticker cu București Bike Traffic. Da. Ajută-mă și pe mine, te rog eu frumos, cu 30 de biciclete deci, electrice. Omul ăsta, nu. Omul ăsta a umblat după mine, a umblat câteva zile după mine pe aici, deci el asta e a patra zi. El nu a umblat, ci a umblat, ca să înțelegeți. Eu am umblat și nu a umblat. Bă, oule, vezi că ți-ai luat o bicicletă la Oulon. Oulon, da. Da. La noi în Ardeal se vorbește altfel, dar lasă tu Bucureștiul tău, aici ești pe... Aici suntem în Nemția, deci... Da, ești pe teren neutru. Mai aproape de Ardeal. Aici se lovește Ardealul cu Bucureștiul. Am înțeles. Da, deci ai grijă ce zici. Oricum, ideea e că deci zilele trecute... Mi-ai dat 10.000 de euro aia, gata? Pentru filmarea asta? Păi stai mă, câte minute am avut? Ai 3 minute pe 10.000 de euro, de urmare mai ai 30 de secunde, folosește-le cum trebuie. Haide, ia-ți la revedere! Păi da, mă, dar nu mai am bani. Mai 20 de secunde. Zici tu, închizi tu, mai bine? Da. Zici uitați-vă la Compare Bikes, eu mă uit. Și ele au fost unul dintre primii subscriberi. Da, am fost printre primii subscriberi. Eu am zis să-și fac canal de YouTube. Mai ai 5 secunde. Doamne ajută, trăiască Sibiu. Ciao, ciao, ciao. Pa. Vlad, ce ai furat acolo? Vlad, ai furat-o? O pliabă. Da? Nu, am împrumutat-o pe termen nelimitat. Ai împrumutat-o? Da. Ce ți-a dat aici? Un ou? Un ou cu lon, da? Ou cu lon. De unde? Ar fi licenția un om, dar omul e vietnamez. Vietnamez? Tailandez? Nu știu, nu era din China, mă. Taiwan era. Și oamenii din Taiwan? Taiwan. Taiwan. Gândește-te deci, că am dat pe o bicicletă pliabilă care e în mod normal, fără motor electric, una de la Decathlon, e 1500 de lei. Am dat 400 de euro pe ea și are și baterie și motor. Super tare. Și design cu ai. Pot să zic că are o furcălește. A, chiar. Cursa îi depinde. Bă, ești nebun? De ce... Stai mă, lefty la 400 de euro? Băi, ești prost! Sau tu ai tăiat din ea, ca să-ți facă reduce. Tăia ei din ea, ca să fie mai ușoară la greutate, la transport pe avion. Și ce vrei să faci cu ea? Vreau să o bag în mașină și să o trec cu ea la Honda.
Da, vrei să livrezi cu ea. Păi da. Bă, ești nebun. Te pun un portbagaj din la față, ca să fie greutatea, dacă pun gheozdanul pe spate, mă ridic într-o altă roată. Aha, să faci wheelies. Da, da. Oricum are gheozdanul de greutate, fac pe spate. Foarte tare.